Ca în întreaga țară, Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Neamț organizează joi, 7 aprilie, începând cu orele 9 la Piatra Neamț, Roman și Târgu Neamț, Bursa Generală a Locurilor de Muncă. Cu acest prilej vor fi oferite celor 410 șomeri invitați aflați în căutarea unui loc de muncă 628 de joburi. La Roman, Bursa Generală va fi organizată la cantina Liceului Tehnologic Vasile Sav de pe Bulevardul Republicii. Bună ziua, vă mulțumim că ați venit la evenimentul nostru anual Bursa Generală a Locurilor de Muncă, eveniment tradițional pe care îl organizăm în fiecare primăvară. În acest an sperăm să avem o bursă cu rezultate. Din păcate, vremea nu prea ține cu noi și nici clienții, nici agenții economici nu au venit chiar de la prima oră, dar sperăm să, până la finalul bursei să vină aproape toți din cei care i-am invitat, atât ca agenți cât și ca șomeri. Deci noi am invitat 85 de agenți economici din zona Roman, au confirmat 48 până acum, să vedem câți vor fi și prezenți. Șomeri, am invitat 410 persoane, din care cu stări superioare 25. În cadrul bursei de la Roman până marți, 4 aprilie, erau oferite un număr de 168 de locuri de muncă vacante în industrie, comerț și agricultură. Avem o ofertă generoasă de locuri de muncă vacante, 382 de locuri de muncă vacante. Dintre acestea, în domeniul industrial, sunt 142 de locuri de muncă vacante, multe în confecții, în industria alimentară, mai avem stivuitoriști, operatori montaj la linii automate, tâmplari, normatori, responsabili reciclare, ambalatori, responsabili mentenanță, operatori calculatori, electricieni. În comerț și servicii avem o ofertă de 159 de locuri de muncă vacante. Începem cu contabil, vânzător, agent vânzări, recepționer hotel, brutar, lucrător comercial, cofetar, patisier, barman, bucătari, lucrători în bucătărie, ospătari, ajutori de ospătari. În domeniul serviciilor la auto avem pregătitor, vopsitor auto, tinichigiu, caresier, vulcanizator, spălător vehicule, mai avem agenți de securitate, tehnicieni sisteme de securitate, electricieni, agenți servicii clienți, femei de serviciu. În construcții, domeniul începe să-și dea drumul, să spunem așa, primăvara, 81 de locuri de muncă vacante, cei mai mulți muncitori necalificați, dar și dulgheri, zidari, fierari, betoniști, finisatori și șoferi de autocamion. Pentru studii superioare avem o ofertă de 7 locuri de muncă vacante, inginer textilist, inginer tehnolog, inginer constructor, inginer automatist, inginer electrotehnică și unit manager în asigurări. În cadrul Bursei Generale a Locurilor de Muncă vor avea loc întâlniri între angajatorii ofertanți de locuri de muncă și persoane care își caută un job. Păi căutăm câteva meserii, momentan e la început și așteptăm să vedem cum se desfășoară. Așteptăm. Ce anume căutați? Căutăm un pregătitor vopsitor, căutăm un carosier, căutăm un om de servici, căutăm un electrician, un mecanic. Și sunt oameni pregătiți pe meseriile astea? Păi nu știu, vom vedea. Ar trebui să existe, nu știu, vreau să avem ființeze școlile de meserii? Cu siguranță, e o mare pierdere pentru economia noastră lipsa acestor forme de învățământ. Pentru studii superioare sunt oferite 39 de locuri de muncă. La Roman, până ieri, confirmaseră participarea la bursă un număr de 28 de agenți economici care pun la dispoziție 236 de locuri de muncă vacante, dintre care 5 pentru cei cu studii superioare. Agenții economici vor discuta cu cei aflați în căutarea unui loc de muncă, le vor face cunoscute condițiile de angajare și, în funcție de îndeplinirea criteriilor de selecție, agenții economici vor stabili angajarea sau programarea persoanelor respective pentru o probă de lucru.